aceste lecții de literatură română vom avea un atelier de lectură și creație. Aș vrea să priviți aceste imagini și să-mi spuneți ce asemănări și ce deosebiri sunt în aceste imagini. Și a doua întrebare, cum credeți, peste ani, ce amintiri vor avea acești copii? Ca de obicei, vă propun un citat al zilei și vreau ca să reflectați în baza lui. Nu există nimic întâmplător, iar ceea ce pare un simplu accident apare din sursa profundă a destinului. Astăzi, la lecție, veți desprinde informații de detaliu din textul propus, veți stabili legături între anumite informații din text și unele fapte concrete din viață, veți exprima atitudini referitoare la mesajul textului, veți cultiva sensibilitatea artistică prin lectură, veți formula concluzii în baza activităților din cadrul lecției. Priviți, vă rog, imaginea și spuneți cine este reprezentată. Ce știți despre această persoană? Unde activează? Ce cărți a scris? V-ați dat seama că e vorba despre Tatiana Țibuleac, care s-a născut la 15 octombrie 1978 în Chișinău, Republica Moldova. Mai departe, lecturați sinestătător. Priviți atent imaginea și spuneți ce aspecte sunt surprinse, care este tema, ce v-a impresionat, care este mesajul transmis. Astăzi v-am adus și în studio această carte minunată, acest roman răscolitor al Tatianei Țibuleac, Vara în care mama a avut ochii verzi. Vă propun lexicul de referință și vă rog să repetați împreună cu mine: a se pierde, a muri, pe neprins de veste, sinonimul pe neașteptate, clei este o substanță lipicioasă, grămadă, aici e vorba despre împreună, beregată, partea gâtului, gânganie, sinonimul insectă, curcubeu, firav, explicație foarte gingaș, intenționat, sinonim voit, deliberat, fantomă, nălucă, stafie, mișcătoare, dinamică, diafană, delicată, palidă. Formați cu lexicul propus îmbinări de cuvinte, curcubeu, firav, familie lexicală cu cuvintele mișcătoare, a se pierde, grămadă și respectiv un enunț dezvoltat cu structura pe neprins de veste. Așa. Înainte de a lectura fragmentul ales, vă propun o sarcină. Ce relații aveau frații? Cum se comportau? Mă gândesc de multe ori, cum ar fi fost viața noastră dacă nu murea Mica? Dacă nu se pierdea în acea iarnă friguroasă pe neprins de veste, așa cum se pierd bomboanele în buzunarele copiilor săraci. Mica era cleiul, păianjenul nostru drag care ne prinsese pe toți în pânza sa fermecată ca pe niște gâze și ne ținea acolo grămadă. Mica a fost singurul motiv pentru care ne-am simțit niște ani familie și nu ne-am ros veregatele dintr-o dată ca niște câini turbați ce eram. În acea iarnă am iubit-o mai mult decât toți pentru că a început în sfârșit să vorbească, iar primul cuvânt a fost Alex. Mă urma cu o gânganie, ținându-se de degetul mic și ascunzându-se la spate
Ori de câte ori se speria de vreo cioară sau auzea vreun câine. Mica, rica, pica, îi spuneam eu în serios, iar ea râdea ca un curcubeu gâdilat la tălpi, oprindu-se doar când i se termina tot aerul din plămânișorii ei firavi. O lăsam să se tăvălească prin zăpadă în voie, apoi repetam din nou, rica, pica, mica, amenințând-o fioros cu degetul arătător. Râsul revenea colorat și vesel, iar eu aș fi putut să o ascult ore întregi. Și o ascultam. Ce relații aveau frații? Cum se comportau? Formulați întrebări cu începutul dat în baza fragmentului propus. Despre cine, cine, unde, cum, de ce, ce fel de, care, cui, când, ce? Sunt sigură că v-ați descurcat de minune și fragmentul v-a plăcut. Avem o fișă de lectură. Spuneți-mi, vă rog, titlul romanului, autorul, personajele din fragmentul propus, ce v-a plăcut în acest fragment. Argumentați. Cum explicați sintagma? Ea râdea ca un curcubeu gâdelat la tălpi. Descrieți portretul moral și fizic al lui Alex. Cum va continua subiectul? Cum credeți? Propunându-vă al doilea fragment din acest roman, vreau să citiți împreună cu mine și să-mi spuneți cum s-a schimbat, cum se manifestă Alexi. Mă culcam pe prag intenționat ca să o sperie pe mama, care venea imediat ca o fantomă de oriunde. Mă întreba îngrijorată dacă mă simt bine, iar eu râdeam. Râdeam și îi spuneam că într-o zi mă voi sinucide cu siguranță, însă nu azi. Mama mă privea câteva secunde ca să se convingă că nu delirez, apoi dispărea din nou în casa ca un tunel în care o înghețea imediat fără urmă. O vedeam pe parcursul zilei ba la ușă, ba într-un geam, ba în câmp, printre flori, ca o nălucă ce putea trece prin pereți și ziduri doar cu puterea gândului. Era mereu mișcătoare și diafană în una din rochiile sale de care nu se mai despărțea, privind un lucru minute în șir, ca actorii din piesele mute. Mama era alta. Din vechea mamă nu rămăsese mai nimic, însă nici eu nu mai știam cine sunt, cine am fost și ce se întâmplă de fapt cu noi. În sinea mea eram sigur că sfârșitul, într-o formă sau alta, este aproape, pentru că atâta bine se dă doar copiilor sau muribunzilor. Între timp, am prins o libelulă și am stat lângă ea toată ziua. Am numărat boabele de porumb dintr-un rând de porumb, am băut apă de ploaie, am ajutat un fluture să se nască. Mama m-a lăsat în pace, dispărând și apărând doar mânată de frica unui acces. Ne vedeam la masă de trei ori pe zi, când ea mă hrănea cu tot felul de chestii de care nici nu bănuiam că există. Răspundeți la întrebările în baza fragmentului citit. Despre cine se vorbește în fragmentul dat? De ce râdea adolescentul când mama își făcea griji? Cum reacționa mama și de ce? Cum credeți? Avea o relație frumoasă? De ce mama privea lucrurile în șir? Ce relație aveți voi cu părinții voștri, cu mamele voastre? (Coughs)
Mai citiți odată fragmentul al doilea și formulați în scris trei sfaturi pentru personajul principal în vederea unei relaționări mai bune cu mama. Motivați comportamentul lui Alexi, de ce credeți că s-a comportat așa? Dacă v-ați afla pentru câteva minute față în față cu mama eroului, ce i-ați spune? Alcătuiți 5 enunțuri în care să prezentați cum vă comportați voi cu mamele voastre. Imaginați-vă că sunteți pictori, desenați portretul celor doi, al mamei și al fiului, comentați ce culori folosiți și de ce. Construiți un dialog din 8 replici, la telefon, cu mama, pornind de la versurile lui Adi Carp. Imaginați-vă că sunteți de profesie jurnalist și stați de vorbă cu personajul central al romanului. Ce întrebări ați spune? Utilizați expresiile următoare. Numele personajului, sunt curios, curioasă să aflu, aș vrea să te întreb, m-a pus pe gânduri situația, de ce ai procedat astfel în cazul când, te apreciez pentru puterea ta de a, dar vreau să te întreb. Explicați afirmația raportându-o la subiectul de azi. E bine să-ți urmezi propriul drum, dar numai dacă e un drum care urcă. Și acum, elevi, în baza amintirilor pe care le-a avut eroul central, vreau să vă provoc să lecturați acest roman, reieșind din expresiile atribuite ochilor mamei, de la începutul romanului până la sfârșitul lui. Ochii mamei erau o greșeală. Ochii mamei erau resturile unei mame frumoase. Ochii mamei plângeau înăuntru. Ochii mamei erau dorința unei oarbe împlinite de soare. Ochii mamei erau geamurile unui submarin de smarald. Ochii mamei erau lanuri de tulpini frânte. Ochii mamei erau poveștile mele nespuse. Ochii mamei erau cicatrice pe fața verii. Ochii mamei erau scoici crescute pe copaci. Ochii mamei erau muguri în așteptare. Sunt sigură că aceste expresii v-au răscolit sufletul și cu siguranță veți lectura această cărțulie, acest roman. Deși este mică, are un sens profund în ceea ce privește relațiile părinți-copii. Cred că după lectura acestui roman veți avea următorul profil al cititorului și veți începe așa. Tot ce este în sufletul meu, ce v-a impresionat, chiar dacă ați știut, ați reușit să... Am demonstrat că mi-a plăcut să, cred că după lectura acestui roman, voi învăța și așa mai departe. V-am adunat aici câteva fărâme de suflet din lumea internetului în ceea ce privește romanul Vara în care mama a avut ochii verzi, de Tatiana Țebuleac. Este una dintre cele mai bune cărți ale anului. Una dintre puținele cărți care m-a lăsat fără cuvinte, fără puterea de a mă exprima concret. Ceea ce este frumos în această carte este dragoste și descoperirea sinelui în raport cu cineva. Este una dintre marile lecții pe care ne le aduce o carte de genul acesta. Celelalte le veți lectura singuri și cu siguranță cuvintele acestea, această sinteză, vă va motiva încă o dată să lecturați acest roman. În continuare, aș vrea să redactați fiecare din voi o scrisoare către părinții voștri prin care să le comunicați ce ați învățat din acest roman. De la această lecție,
Cu siguranță luați ceva. Ori respect, ori dragoste, onestitate, credință, înțelegere și îngrijorare pentru ziua de mâine și pentru relația dintre părinții și copii și dintre generații. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă în continuare să aveți!